Hei, 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 bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Pofte bune la cafeluță, pofte bune la viață și la tot ce este mai frumos, că, no, ce să vezi, tot este decembrie și am fost instruit să fim mai buni și mai simpatici în această lună. Asta așa, până în februarie, când trebuie să ne iubim cu toții. Bun, haideți să vedem care sunt mesajele care vor să vină către noi astăzi. Și să vedem care e treaba cu titlul emisiunii. Am scăpat de scheletronic, am văzut că lumea era puțin deranjată, dar nu din motivul s-a scăpat. Am schimbat decorul pentru că este treaba cu Crăciunul. Soulmates, ia către sufletele pereche, este titlul emisiunii de astăzi. Conexiune de suflet, parteneriate extraordinare sau o întâlnire, haideți să spunem, cu cineva cu care veți simți o conexiune aparte, o conexiune extraordinară. Haideți să vedem, dragii mei, cu cine vă întâlniți voi astăzi sau cu cine intrați în parteneriat. Una după alta să fie două, poate să fie un membru al familiei, pentru că vedem, iată, casa a patra, casa familiei, scuzați-mi vocea de soprană, dată să poate, și energia lui Mercur. Da, Mercur în casa a patra, nu știu, poate discutați cu o figură paternă, dar vedem energia împăratului aici, sau vorbiți cu cineva drag vouă din familie care chiar este un suflet pereche, pentru că sufletele pereche nu au legătură numai cu partea aceasta romantică a vieții. Da, poți avea un suflet pereche, chiar și un animăluț, așa cum l-am eu pe Puca, motenelul meu simpatic. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem. Vești comunicare, așa cum am spus, cu cineva drag sufletului vostru, așa că ce poate să fie mai frumos? Cineva cu care aveți o conexiune extraordinară, uniunea, ia că cât de frumos, între două persoane care sunt cumva identice, mă rog, nu neapărat identice, dar sunt cumva la fel. Și alt punct important mai avem astăzi este eliminarea unor treburi toxice. Ar fi bine, spune spiritul, să facem lucrul acesta. Să rupem parteneriate toxice, să ieșim din tot felul de situații care nu ne mai sunt de folos sau să întrerupem tot felul de acțiuni, da, pe care le facem și care sunt în detrimentul nostru. Ok, poate veți sta de vorbă, îmi spune spiritul, cu cineva care știți și observați că vă înțelege despre ceva toxic din viața voastră și poate vă ajută să luați o hotărâre sau să vedeți, cine știe, situația dintr-un alt punct de vedere. Și vedem energia focului aici, leu, berbec, săgetător, poate sunteți voi, nu știu, poate este persoana cu care veți sta de vorbă sau persoana de care trebuie să vă îndepărtați, pentru că reprezintă toxicitate. Passion, chemistry. Oh, tu l-ai, Doamne! Tu l-ai, Doamne! Ok, în unele cazuri povestea este în felul următor. Există o atracție între voi și o anumită persoană. Ceva ce nu neapărat că este interzis, cu toate că spiritul vine cu acest cuvânt interzis. Poate este o relație imposibilă din, mă rog, punctul de vedere al societății, moralității și așa mai departe, sau ceea ce se întâmplă în acea relație, chiar dacă este o relație de suflet pereche, este toxic. Pentru că sufletele pereche nu înseamnă lapte și miere, să vă scoateți din cap nebunia asta. Sufletele pereche vin să te învețe lecții importante și poate te învață, da, că nu e bine să mai stai acolo. Ok, iată-te, ce vedem aici? Trigăre, da? Tot felul de butoane apăsate, tot felul de conflicte. Știi că e buba, știi că e câh, dar există acolo chimie, există o pasiune sau, în unele cazuri, spune spiritul, ceea ce vă ține pe voi doi în această legătură este doar partea aceasta cardală, să-i spunem, și nimic mai mult, restul este toxic. Bun, mergem mai departe să vedem și mesajul din partea Doamnei Lună. Ce anume spune? Comunicarea este cheia, comunicare astăzi, așa cum am văzut mai devreme, și energia lui Mercur, care guvernează și gemenii la urma urmii. Veți sta, e bine, da? E bine să stați de vorbă cu această persoană, mai ales dacă voi sunteți cei care ați sesizat că lucrurile nu sunt tocmai așa cum ar trebui să fie. Vorbiți despre treaba asta, spuneți ceea ce vă deranjează, că cel mai bine este să discuți, să stai de vorbă. Hai să vedem de aici ce alte mesaje vrea să aducă spiritul pentru astăzi. Ia să vedem despre ce este vorba. Ok.
și vedem victorie, succes, reușită, pot fi și niște vești bune la urma urmii cu acest Mercur pe casa a patra, ceva care să impacteze într-un mod benefic familia din care faci parte. La fel de bine cu numărul 28 de pe această carte, spiritul vorbește despre posibilitatea încheierii unui capitol, ceea ce te va duce pe tine la victorie, la reușită, că tu în lanțurile acelea în care ești, poate în momentul de față, chiar dacă e cu pasiune și cu mimimimumumu, nu ai cum să ajungi aici decât dacă te eliberezi de acolo. Casa a patra, ia câte familia, o vedem, dar vedem și ostilitățile. Poate să fie ceva legat de ego, de orgoliu, îmi spune spiritul, în unele cazuri. Între victorie, reușită, succes și între happy family, familia fericită, apar aceste ostilități. Și ce vedem aici ca și element principal e sabia. Lăsați-l pe domnul ăla. Doamnelor, nu vă uitați la domnul. Uitați-vă la sabie. Pentru că vorbește despre elementul aer, da? Vorbește despre discuții, despre comunicare. Am impresia, da, că cineva parcă nu poate să treacă de ego-ul său pentru a aduce, a restabili poate echilibru și armonia în această familie. Și poftim și confirmarea cu plexul solar, da? Vorbim de ego, de vanitate, de mândrie sau pe partea cealaltă de lipsa de putere personală. Imposibilitatea de a te exprima și a-ți stabili, să zicem, teritoriul în acea relație. Interesant. Bun, este Arhanghelul Samuel, cred că este în română, că nu m-am hotărât nici acum cum îi zice în limba noastră. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem niște clarificări pe aceste cărți, să vedem despre ce este vorba și ce ne mai spune spiritul astăzi, ok? Temperanța, da, care vorbește despre echilibru în primul și în primul rând, dar și despre răbdare. Asta te duce aici, asta te duce la victorie, la reușită, dar echilibru în toată povestea asta, din ceea ce vedem, nu există în momentul de față de azi. Și spune doamna Lună, comunicarea este cheia, poate unii dintre voi în urma acestei comunicări veți decide să plecați, să mergeți mai departe. Sau, mă rog, pur și simplu să schimbați, de ce nu, tactica, să schimbați perspectiva, da, și să, pentru a aduce armonie și liniște acolo, dacă ești dispus să faci lucrul acesta, evident. Marele preot îl vedem aici pe casa familiei, da, ne sugerează clar faptul că unii dintre voi care vă uitați astăzi sunteți într-o astfel de relație. Și vedem și asul de monede. Ce vedem aici sunt începuturi. Dacă vorbim de relație, vorbim de începutul unei relații clădite pe chestii solide, fundamente solide și nu pe nervi, pe dragi, pe ego și așa mai departe. Ceva care este în echilibru, da, vedem pietrele aici și care poate dăinui în timp. Dar pentru asta ceva trebuie să se schimbe pe partea aceasta de... să zicem putere personală, fie că trebuie să-ți iei puterea personală înapoi, fie că e bine să înveți să mai lași de la tine, să faci niște compromisuri pe acolo și așa mai departe, fiecare va simți și va aplica lucrul acesta în propria grădină. It's about equal give and take, da? Îți spune spiritul, este despre a da și a primi în mod egal, pentru că s-ar putea unul să primească mai mult decât celălalt, da? Sau să ofere mai mult decât celălalt și așa mai departe. Dacă aici nu se schimbă anumite lucruri, nu se rezolvă și nu se vindecă anumite lucruri, una din cele două persoane s-ar putea să se gândească la a pleca mai departe. Ok, distant horizon, da, orizonturi îndepărtate, foarte posibil ca cele două persoane din povestea noastră de astăzi să nu fie una lângă cealaltă și atunci distanța să creeze aceste probleme. Change, ia cât apare o schimbare, apare o mutare, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere, la un consens, ia cât cineva îl acuză sau unul îl acuză pe celălalt de falsitate sau, mă rog, de a nu fi corect și cinstit. Două secunde, că așa se întâmplă când mama filmează, copilul sună. Bun, asta este. Îl acuză pe celălalt, da, de faptul că nu este autentic sau nu este cinstit în această relație. Se simte trădat, da, într-un fel sau altul de cealaltă persoană.
comunicați, discutați niște treburi, da, confirmarea, ia cătă marriage, vorbim despre un parteneriat de lungă durată, posibil despre o căsătorie. Hai să vedem și din partea amorului Gheboz. Doamne, ce voce interesantă am, nu știu cum mă... în fine. Da, chemistry, foarte multă atracție, repet, e foarte posibil în unele cazuri această relație, acest mariaj sau ce este acolo să reziste doar datorită acestei, acestei pasiuni, acestei atracții și rest să fie mai nimic acolo. Rămâi optimist, se spune spiritul când vine vorba despre iubire. Nu lăsa astfel de situații, nu lăsa astfel de povești, da, să te închidă. It is your soulmate, este sufletul pereche la urma urmii. Vezi cum rezolvi problema, discutați, discutați, că este cel mai fain și important lucru pe care îl puteți face acolo. Hai să vedem și niște sfaturi de unde, deci hai să vedem niște sfaturi de aici, din... din partea spiritului pentru astăzi și să vedem ce spune. Da, ease and grace, da, cu blândețe, cu grație, cu înțelegere, acceptare să faci lucrurile astăzi. Nu cu ho și țo, așa cum am văzut acolo pe cartea aceea ostilităților. Raise your vibration, ridică-ți vibrația, înalță-ți vibrația, pentru că altfel vei întreține acel cerc toxic, ăla urlă, tu urli, ăla zbiară și așa mai departe și nu se mai înțelege nimic, una la mână, doi la mână, nu se ajunge la nicio rezolvare. Unul trebuie să fie mai înțelept decât celălalt și să spună, ok, hai să ne calmăm, hai să vedem cum putem rezolva lucrul acesta. Bun, hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor, nu vrea de acolo, vrea de aici, hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor, pregătiți întrebarea. Între timp, ia cătă două mesaje din partea îngerilor, cristal, care îți spune felul următor. Ai încredere și speranță, deoarece este ceva nou-nouț și pozitiv, dincolo de linia orizontului și tu încă nu poți vedea lucrul acesta. E ca și cum în momentul de față nu poți vedea pădurea din cauza copacilor. Și căluțul mistic care îți spune du-te mai departe, înaintează, nu te opri, nu te împiedica de tot felul de obstacole legate de comunicare în cazul acesta, așteaptă-te la soluții miraculoase. Și haide să vedem și răspunsurile sau răspunsul întrebării sau întrebărilor voastre, știți de acum foarte bine, varianta 1, 2 sau 3. Și să vedem despre ce este vorba, răspunsul numărul 1. Vă mai dă timp spiritul să vă gândiți la întrebare. Meditația va aduce răspunsul pe care îl cauți. Este răspunsul numărul 1. Răspunsul numărul 2 este renunță, let go. Iar răspunsul numărul 3 și îmi spune aia de dedesubt, nu știu ce este, aia de dedesubt, ask your angels, da? Întreabă îngerii despre ce este vorba. Și ia cătă, dacă vreți și pasta, că am auzit, dar dă-o și pe aia, uite, ia-o și pasta, situația se va îmbunătăți. Ok, roagă poate îngerii să te ajute să îmbunătățești într-un fel cel mai potrivit pentru tine și pentru voi situația și ia cătă se va îmbunătăți. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day! Ciao, ciao!